Subvențiile de criză pentru crescătorii de animale au primit acceptul parlamentarilor. Pe ordinea de zi, în plenul Camerei Deputaților, au fost votate legile de aprobare a ordonanțelor de urgență 149, 150 și 151 emise în 2020, prin care Guvernul României a instituit subvenții de criză pentru susținerea activității crescătorilor de bovine, suine, respectiv păsări. Președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Adrian Chesnoiu, a mai subliniat că speră să aibă parte de aceeași susținere din partea colegilor și amendamentul la legea bugetului, prin care parlamentarii cer ca sumele necesare pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă să fie incluse în buget.